Consiliul Științific Special, drept 311-01-2355 din 14 decembrie 2023, instituit prin decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 2 din 29 septembrie 2023, cu privire la formarea Consiliului Științific Specializat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesnițanu, în Republica Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe medicale în următoarea conferință. Dr. Boris, președinte, Zorina Zimove, secretar științific, doctor științific în medicină, conferențiar universitar, membrii Ștefăneț Mihai, Lisnic Vitalie, Nacu Viorel, doctor habilitați în științe medicale, profesor universitar, și domnul Suman Sergei și Focai Caterina, doctor în medicină, conferențiar universitar. Referenți oficiali. Fulga Vecislav, doctor habilitată în științe medicale, conferențiar universitar. Ștrușel Natalia Alexeevna, doctor habilitată în științe medicale, profesor universitar din Belorusia. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, мы вас приветствуем. Наталья Алексеевна, рада, что вы имеете хорошую связь с нами. Спасибо. Единственное, что презентация у меня не шла. Вы, наверное, что-то показывали уже, да? Еще нет, мы только начали. Ясно. Я только представил членов. Приветствую. Всем привет из города Минска, от белорусских анатомов. Поздравляем вас с таким радостным событием. Спасибо. Я продолжаю. La ordine de zi avem susținerea publică a tezei doamnei Babuș Anjela, asistent universitar, cu tema particularități morfoclinice regionale ale nervului facial, specialitate 311-01, anatomie omului, pentru acordarea titlului de științific de doctor în științe medicale. Conducător științific, Cătăriniuc Ilia, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. Consultant științific, Gavriluc Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. Rog, membrii Consiliului, dacă sunt obiecții la suplimentări la ordinea de zi. Mulțumesc. În așa caz, cuvânt îi se oferă doamnei Zorina Zinovia, secretarului științific al Consiliului, pentru a trece în revistă actele prezentate în dosarul pretendentului. Onorată asistență, prezint datele din dosarul personal al doamnei Babuș Anjela, cetățeană a Republicii Moldova, născută la data din 9 septembrie 1970. Studii medii. În perioada anilor 1977-1987 a absolvit școala medii din satul Bravice, raionul Călăraș, Republica Moldova. A absolvit cu medalii de argint. Studii superioare. Parcursul anilor 1987-1993, Facultatea de Pediatrie a Universității de Stat de Medicină Nicolae Tesnițanu, Chișinău, Republica Moldova. Activitatea profesională. Începând cu anul 1993 până în prezent, este asistent universitar, Catedra de Anatomie și Anatomie Clinică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesnițanu. 2003-2004, curator în grupele de studenți internaționali cu instruire în limba engleză. 2006, traducător la ceremonia festivă de celebrare a 60 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesnițanu. 2008, traducător la simpozionul Probleme Actuale la tuberculoza multidrog rezistentă, organizat de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova cu Ministerul Federal al Sănătății din Germania. 2009-2018, responsabilă de sistemul de management al calității la Catedra de Anatomie a Omului, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesnițanu. 2010-2011, șef adjunct, Departamentul Relații Internaționale, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesnițanu. 2011 până în prezent, este prodecan Facultatea de Medicină numărul 2, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesnițanu. 2011-2020, responsabilă de sistemul de management al calității la decanatul Facultății de Medicină numărul 2, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesnițanu. 2008-2023, membru al Comisiei de Evaluare a Cunoștințelor Cetățenilor Străini
candidați la studii universitare. 2011-2013, vicepreședinte al Consiliului Facultății de Medicină numărul 2. 2011-2014, membru al Comisiei de Admitere la Studii Universitare a candidaților din alte țări. 2012-2020, secretar al Comisiei de Evaluare la Examenele de Absolvire, teza de licență. 2013-2016, membru al echipei Universității State de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu pentru elaborarea raportului de autoevaluare a Facultății de Stomatologie și pregătirea pachetului de documente în vederea acreditării de către Consiliul Dentar din Statul California, Statele Unite ale Americii. 2014, instructor în cadrul sesiunilor școlii de vară la cursul de neuroștiințe Universitatea de State de Medicină Nicolae Testemițanu și membru al echipei de elaborare a raportului de autoevaluare a Universității de State de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu în vederea evaluării Universității de către experții de la Federația Mondială pentru Educație Medicală și Asociația Școlilor Medicale din Europa. 2014-2015, președinte al Comisiei pentru evaluarea cunoștințelor pe discipline a cetățenilor străini, candidați la studii universitare. 2015, instructor în cadrul cursului de instruire pentru paramedici, Universitatea de State de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. 2016, instructor la cursul de disecție anatomică pentru studenții din Danemarca, schimb academic, Universitatea de State de Medicină și Farmacie cu Universitatea Aalborg. 2018, membru al echipei de elaborare a raportului de autoevaluare la programul de studii medicină înaintat ANACEC-ului pentru acreditarea Universității de State de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu la nivel național. 2018-2022, membru a Colegiului Editorial al Colegii de Rezumate Medispera în anul 2018, în anul 2020 și în anul 2022. 2019, membru al echipei de elaborare a raportului de autoevaluare a Universității de State de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu pentru acreditarea internațională a Universității conform standardelor Federației Mondiale pentru Educație Medicală. 2020-2023, membru al Comisiei pentru examenul de absolvire la programul de studii superioare integrate 0912.1 Medicină. Apartenență la societăți. Competitoare este membru al Asociației Științifice de Morfologie din Republica Moldova din anul 2013. Proiecte realizate. În anul 2006 a fost traducător în cadrul proiectului De la inimă la inimă, organizat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. În 2009 până în 2011, traducător în cadrul proiectului Cooperarea Moldo-Germană, capacitățile migranților pentru dezvoltarea sistemului de sănătate din Republica Moldova, organizat cu suportul Uniunii Europene și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în colaborare cu agențiile Organizației Națiunilor Unite. 2015-2019, membru al echipei didactice în cadrul proiectului internațional Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților. Publicații. La tema tezei au fost publicate 30 lucrări științifice, dintre care 11 articole, inclusiv un articol cu factor de impact, 1.2, 2 articole în reviste din străinătate recunoscute, 2 articole în reviste naționale de categoriile B+ și C, 4 articole în lucrările conferințelor științifice internaționale și 2 articole în lucrările conferințelor științifice naționale. Rezultatele studiului au fost apreciate cu medalii de aur la Expoziția Internațională Specializată de Inovare și Transfer Tehnologic, Excelent Ideea 2023. Au fost obținute 3 certificate de inovator, iar capitolele 3 și 4 ale tezei au fost înregistrate la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, fiind pe baza aceasta obținute 2 adeverințe privind înscrierea obiectelor dreptului de autor și ale drepturilor conexe. Rezultatele cercetării au fost prezentate la 23 de foruri științifice, dintre care 6 congrese, participare internațională, 4 din ele peste hotare, 14 conferințe, din ele 7 naționale și 7 participare internaționale, dintre ele 5 peste hotare, 2 simpozioane internaționale peste hotare și o expoziție internațională. Stagii. Competitoarea a participat la 25 stagii după cum urmează. 2001. Curs de perfecționare în domeniul psihopedagogiei în cadrul Catedrei Economie, Management și Psihopedagogie a Universității de State de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu.
2002-2003, curs de perfecționare în domeniul psihopedagogiei în cadrul Catedrei Iarăși Economie, Management și Psihopedagogie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. 2003, curs de studiere a limbii engleze la Centrul Educațional Crotalus. 2004, curs de perfecționare, lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, Centrul Educațional Prodidactica. 2008, curs de instruire, actualități și metodologii contemporane în procesul didactic la disciplinele medico-biologice și preclinice, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. 2009, curs de instruire, elemente ale colectării de fonduri și metodologii de lucru în elaborarea propunerilor de proiect. Tot în acest an, curs de instruire la distanță, centru LIT. Deci, proiect comun cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu și Universitatea Carolina de Est, Greenville, statul Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii. Tot în acest an, stagiu de perfecționare și schimb de experiență în domeniul morfologiei la Catedra de Anatomie, Embriologie, Anatomie Topografică și Secțională a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, România. Și tot în anul 2009, cursul de instruire, accesarea resurselor informaționale electronice HINARE, desfășurat în cadrul parteneriatului dintre bibliotecile din statul Carolina de Nord și Biblioteca Științific-Medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. În 2010, instruire în cadrul atelierului de lucru Învățământ Superior în secolul 21, conducere, inovare și dezvoltarea capitalului uman pentru țările din bazinele Mării Negre, Caspici și Euroatlantic, București, România. În 2011, curs internațional de formare privind etica academică și supravegherea responsabilă în cadrul proiectului Moldo-Estonian de transfer de cunoștințe. Tot în 2011, instruire în cadrul atelierului Noi tehnologii în diagnosticul medical, Chișinău, Republica Moldova. 2014, stagiu de perfecționare și schimb de experiență în domeniul morfologiei la Catedra Anatomiei și Embriologiei Umane, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, România. Tot în acest an, instruire în cadrul atelierului de lucru organizat de Federația Mondială pentru Educație Medicală cu tematica Acreditarea, instrument de asigurare a calității în educația medicală, Istanbul, Turcia. Și tot în 2014, stagiu de perfecționare la Institutul de Anatomie a Universității din Lübeck, Germania. 2015, instruire în cadrul proiectului Horizon Plus Moldova, organizat de Consiliul Estonian de Cercetare, Centrul de Proiecte Internaționale și Academie de Știință a Moldovei. 2016, instruire în cadrul atelierului de lucru, învățământul bazat pe probleme. Tot în acest an, stagiu de perfecționare în domeniul pedagogiei la Universitatea Plymouth, Marea Britanie și tot în 2016, curs de perfecționare în psihopedagogia învățământului superior în cadrul Catedrei de Economie, Management și Psihopedagogie în Medicină a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. 2017, stagiu de perfecționare în domeniul învățământului bazat pe probleme, Universitatea din Aalborg, Danemarca. În 2018, stagiu în domeniul pedagogiei, îmbunătățirea învățământului superior la Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm, Suedia. Tot în acest an, curs de perfecționare cu tematica Instruirea modernă și îmbunătățirea predării în cadrul proiectului Metode de predare bazată pe descrierea cazurilor Moldova, Institutul Leipzig, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. 2019, instruire în cadrul atelierilor de lucru la Conferința Federației Mondiale pentru Educație Medicală cu tematica Asigurarea calității în educația medicală, Seul, Republica Coreea. Tot în acest an, curs de instruire și realizare unui studiu științific cu tematica Particularități dezvoltare ale nervului facial, Universitatea de Stat de Medicină din Republica Belarus, Minsk. Și în 2003, curs de formare în cadrul proiectului Erasmus în HEL, conducerea și managementul învățământului superior din Moldova, consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior. Competitoarea a prezentat în Consiliul Științific Specializat la timp următoarele acte. Decizia NACEC-ului de formare a Consiliului Științific Specializat pentru organizarea susținerii publice a tezei de doctor în științe medicale. Teza și autoreferatul, hotărârea seminarului științific de profil, 311 punct anatomie și morfologie, 351 punct medicină interdisciplinară, din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova, la care sunt anexate lista de prezență a membrilor seminarului și formularul evaluării tezei de către seminarul științific de profil. Lista lucrărilor științifice publicate la tema tezei, conform formularului numărul 1,
suplimentul publicației la tema tezei de doctorat, avizul pozitiv al Catedrei de Anatomie și Anatomie Clinică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu, avizul conducătorului științific la tema de doctorat, extrasul din procesul verbal al Consiliului Științific al Instituției cu privire la aprobarea temei, conducătorului științific și consultantului științific la teza de doctor în științe medicale. Lista organizațiilor pe adresa cărora a fost expediat autoreferatul. Și ultimul act, adeverința de depunere a tezei de doctor în fondul bibliotecii Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu. Actele prezentate corespund cerințelor Regulamentului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și permit susținerea tezei în cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat de 311.01.23.55. Doamna secretară, vă mulțumim. Vă rog dacă sunt întrebări la doamna secretară. Mulțumim. Cuvântul îi se oferă candidatului la titlul științific până la 20 de minute. Poftim, doamna Babuci, la microfon. Stimată audiență, stimată domnule președinte al Consiliului Științific Specializat, dragi colegi și invitați, permiteți-mi să prezint atenției dumneavoastră rezultatele obținute la tema tezei de doctor în științe medicale, particularități morfoclinice regionale ale nervului facial. Nervul facial este implicat în diverse procese patologice condiționate de susceptibilitatea sporită la nocivitate, particularitățile morfologice, inclusiv aralitatea anatomică, implicarea în traumatismul multiplu asociat cu traume craniofaciale, procesele inflamatorii și tumorale din regiunile capului și gâtului și, nu în ultimul rând, leziunile iatrogene ce pot surveni în urma ablațiilor parotidiene, operațiilor otologice, estetice și reconstructive. Dat fiind faptul că literatura de specialitate prezintă preponderent variabilitatea nervului facial în dependență de tipul de ramificare și acela este studiat doar pe două criterii, cel de gen și lateralitate, iar metodele contemporane imagistice nu permit previzualizarea ramurilor extracraniene, scopul lucrării noastre a fost studierea pluriaspectuală a particularităților morfologice ale nervului facial în vederea eficientizării managementului chirurgical. Fiind trasate următoarele obiective. 1. Elucidarea caracterilor specifice dezvoltării embriofetale a nervului facial și a interrelațiilor formațiunea anatomice adiacente. 2. Studierea prin disecție anatomică fină a particularităților regionale ale nervului facial pe segmentele premandibular, parotidian și extraparotidian labiu. 3. Identificarea reperilor anatomice eficiente și facile în acces chirurgical. Și 4. Analiza statistică a rezultatelor și evidențierea variabilelor utile în tratamentul individualizat. Studiul nostru a fost unul histomorfologic descriptiv-retrospectiv realizat în perioada anilor 2014-2022. Totodată a fost divizat în câteva compartimente. Compartimentul histologic a fost realizat grație acordului de colaborare dintre USMF Nicolae Testemețanu și Universitatea de Stat de Medicină din Republica Belarus, fiind studiate 52 de serii de rame histologice de embrion și fetuși. Compartimentele morfologic și morfometric au fost realizate la Alma Mater, Catedra de Anatomie și Anatomie Clinică, și în final am efectuat analiza statistică a rezultatelor prin metodele statistici descriptive și inferențiale. Embrionii și fetușii au fost delimitați în două grupe mari. Embrionii au constituit 33 de serii, fetușii 19 serii, fiind secționați în trei planuri: frontal, sagital, transversal, colorare Delchowski-Bouquet, impregnare argentică. De asemenea, embrionii au fost studiați și conform stadiilor internaționale Carnegie. Reprezentativitatea lotului morfologic a fost calculată în programul EPI-INFO, fiind stabilit un interval de încredere de 95% și puterea statistică a rezultatelor de 80%. Cele 75 de hemifețe formalizate de adulți au fost studiate pe 5 criterii, și anume gen, lateralitate, tip cefalometric, tip și variantă de ramificare. După care a fost efectuată morfometria, atât a componentelor nervului facial, cât și a reperelor. În studiul nostru au fost analizate 8 repere, și anume unghiul de pe furcarea trunchiului, unghiul ce se formează la intersecția trunchiului nervului facial cu verticala ce trece prin marginea anterioară a neagului acustic extern,
distanța dintre ramificarea trunchiului și unghiul mandibulei, distanța dintre ramificarea trunchiului și vârful apofizei mastoideene, distanța dintre originea trunchiului și incizura intertragică, distanța dintre originea trunchiului și proeminența triunghiulară cartilagului medial acustic extern, distanța dintre originea trunchiului și marginea anterioară a punctului de inserție a mușchiului sternocleidomastoidean și distanța dintre ramificarea trunchiului și marginea posterioară a mandibulei. Reperul 2 și reperul 5 au fost propuse de noi. Studiul histologic ne-a dat următoarele rezultate, și anume, în stadiul Carnegie 13 își face apariția primordiul facio-acustic, totuși în stadiul 14 deja nervul facial se desprinde de la acest primordiu. O altă particularitate de importanță majoră este faptul că dintre nervul facial și nervul trigemin au fost detectate conexiuni intracerebrale în stadiul Carnegie 15 și de asemenea și cu nervul glosofaringean. Din ramurile periferice am determinat nervul coarta timpanică, care făcea legături cu ramurile limbale ale nervului glosofaringean. În stadiul următor de dezvoltare am depistat nervul pietros mare și o ramură comunicantă către plexul timpanic. O altă particularitate a fost faptul că de la porțiunea distală a trunchiului, în stadiul Carnegie 17, mai întâi apar ramurile terminale care dau naștere plexului intraparotidian, după care apar cele primare. Formarea nervului a fost depistată pe secțiunile transversale în stadiul Carnegie 18, astfel nervul s-a format prin fuziunea a două rădăcini, una anterioară și alta posterioară, care se îndreptau către ganglionul geniculat, stau posterior de cel trigeminal. Ganglionul geniculat a suportat mai multe modificări și anume, în stadiul Carnegie 18 am depistat la mijlocul ganglionului o îngustare clipsidriformă, iar neuroblastele erau dispersate în interiorul ganglionului. Deja la fietușii de 55 de metri am observat că neuroblastele formează un cordon celular bine impregnat la periferia ganglionului, iar în centru erau doar câteva șiraguri celulare. Traiectul intracerebral al nervului a fost depistat începând cu embrionii stadiului Carnegie 16, iar în ultimul stadiu de dezvoltare deja a apărut și genunchiul intern al nervului, traversând fibrele acestei porțiuni a punții, iar la exterior se uneau și formeau porțiunea cisternală a nervului. La baza vezicule cerebrale posterioare, conexiunile depistate anterior au devenit și mai proeminente, totodată și cele periferice dintre nervul mandibular și coada timpanului. În planurile profunde a fost depistat și nervul timpanic și conexiuni dintre ganglionul geniculat și ganglionul vestibulo-cochlear. Aceleași conexiuni au fost și în stadiul următor, doar că mai masive și mai bine pronunțate, și tot în stadiul 20 am determinat că trunchiul se ramifică în cele două ramuri primare, și anume temporofacială și cervicofacială. Cea temporofacială avea și o consistență mai bogată, în plus foarte multe ramificări distale. Stadiul 21 s-a remarcat prin formarea nervului canalului pterigoidian și nervilor palatin mare și mic. Tot în acest stadiu am depistat în regiunea intraorbitară o formațiune conexională care prezenta conexiunile dintre nervul intraorbital și porțiunea distală a nervului facial. La fetușii de 32 de mm am depistat și formarea canalicului coarde timpanice, nervul pătrundea în calitate timpanică și am observat și plexul timpanic. Nervul facial și-a schimbat traiectul față de primordiul glandei parotide, astfel la embrionii stadiului Carnegie 20, nervul era situat inferior de primordiul glandei, ulterior și-a schimbat traiectul superior, iar în stadiile embrionare ulterioare, deja am văzut traiectul nervului printre lobulii glandulari. O particularitate foarte importantă de vârstă depistată în premieră ține de porțiunea meatală a nervului, care formează un unghi deschis posteromedial la embrion și fetuși, cu axul longitudinal al piramidei osului temporal. Unghiul acesta, la nou-născut, devine drept, iar la adult se transformă într-un unghi deschis anteromedial și iarăși este ascuțit. Am depistat și câteva anomalii de dezvoltare, și anume la un embrion de 17 mm, două trunchiuri faciale și o ramură aderantă către mușchiul sternocleidomastoidean la un fetus de 57 mm. Această variantă este cazuistică.
Lotul morfologic a fost realizat pe 59 de hemifețe de bărbați și 16 de femei. Partea dreaptă a fost puține preparate decât pe partea stângă și cea mai mare reprezentativitate a avut-o tipul mesocefalic. Dimensiunile capului au fost absolut toate semnificative statistic în dependență de genul individului. În studiul nostru au fost determinate 14 tipuri de ramificare. Ramificarea a fost clasificată după clasificația propusă de Davis. Astfel, tipurile după Davis, cele 6, se numesc clasice, iar celelalte depistate de noi le-am denumit atipice. Și tipurile care nu se încadrau nici într-unul din tipurile enumerate le-am denumit tip atipic NI, adică neidentificat. Pentru o reprezentativitate mai bună statistică, toate tipurile atipice au fost atribuite tipului clasic, astfel în final am obținut 7 tipuri de ramificare. Indicele cefalic a fost semnificativ statistic în dependență de tipul ramificării. Totodată, variabilitatea anatomică pe lotul integral de studiu a fost mai înaltă la bărbați, pe partea dreaptă a capului, la tipul mesocefalic și la tipul 2 de ramificare. Varianta clasică a predominat la tipul 6 și cea atipică la tipul 2, fiind și determinată existența unei corelații semnificative statistice între tipul de ramificare și prezența ramificării atipice. O particularitate importantă depistată în studiul nostru, care nu a fost descrisă în surse bibliografice, ține de traiectul trunchiului nervului facial pe segmentul premandibular. Deci au fost determinate 3 traiecte, descendent, ascendent și orizontal. Totodată am determinat într-un caz trunchi aciform, în alte 2 cazuri au fost trunchiuri ascendente cu ramificare difuză și variante de număr, cum ar fi trunchi dublu și trunchi triplu. Toate tipurile de traiect au fost determinate atât la bărbați cât și la femei. Tipul mesocefalic a avut toate variantele de traiect, tipul brachicefalic doar traiect descendent și la tipul dolicocefalic a lipsit traiectul ascendent. Totodată, doar la bărbați și doar pe partea dreaptă au fost determinate variante de număr. Trunchiul nervului facial, preponderent s-a bifurcat 84%, trifurcarea a fost prezentă în 6,6%, câte 2,7% au fost caracteristice pentru coadrifurcare și hexafurcare și pentafurcarea a fost determinată în 4%. Indicii morfometrici ai nervului facial, trunchiului și ramurilor primare au demonstrat o asimetrie spre dreapta. Ramurile plexului parotidian au fost toate variabile. Cea mai mare variabilitate a fost caracteristică pentru ramurile bucale, care le-am divizat în ramuri bucale inferioare și superioare. Cele superioare au fost și semnificative statistic în dependență de tipul ramificării. Conexiuni inedite în formă de cifra 8 orizontal au fost depistate în studiul nostru. De asemenea, ramura atipică, cu origine atipică de la ramura temporofacială a ramurii marginale a mandibulei. Variabilitatea individuală se vede foarte bine pe aceste slide-uri, deci chiar și la unul și același individ poate fi total diferită ramificare pe partea dreaptă și partea stângă, atât la bărbați cât și la femei. Ramura cervicală este cunoscută ca ramură solitară, totuși noi am reușit să depistăm și ramură dublă, ramuri triple și chiar ramuri multiple, care formau conexiuni cu nervul auricular mare atât apropiate cât și distante, duble, triple. În urma studiului am elaborat și o clasificare a nervului facial. Ceea ce ține de reperile anatomice, dorim să menționăm că 6 din cele 8 repere studiate au fost semnificative statistic în evidență de genul individului, iar reperul al doilea a fost semnificativ statistic în evidență de lateralitate. Unghiul de furcare a fost semnificativ statistic în evidență de tipul ramificării, totodată cea mai mică valoare a fost determinată la tipul 1, cea mai înaltă la tipul 2. În dependență de variabilitatea anatomică, cele mai mari dimensiuni a reperilor au fost caracteristice pentru tipurile cu mai mare variabilitate, adică tipul 2 și tipul atipic NG. Iar în dependență de tipul cefalometric, cele mai mari valori preponderent au fost la tipul dolicocefalic și cele mai mici la tipul brachicefalic. Distribuția de frecvențe pentru primele 2 repere din tabiere a fost simetrică, pentru celelalte asimetrie spre dreapta.
Totodată, în studiul nostru, am determinat și dacă există o corelație între lățimea trunchiului nervului facial și lățimea nervului auricular mare, care a fost pozitivă și foarte puternică pe toate criteriile evaluate. Concluzii generale. 1. De la trunchiul nervului facial, mai întâi derivă ramurile intracraniene, ulterior cele extracraniene. Pe parcursul dezvoltării intrauterine se formează conexiuni intra- și extracerebrale, ganglionul geniculat trece prin ușiri de metamorfoze histomorfologice, se modifică relațiile topografice ale nervului față de canalul omonim și primordiul glandei parotidie. 2. Porțiunea neatală a nervului facial, în stadiile inițiale de dezvoltare, formează coaxul longitudinal al piramidei osului temporal, un ascuțit deschis posteromedial, care la nou născut devine drept, iar la adult se transformă într-un unghi ascuțit și deschis anteromedial. 3. Nervul facial a prezentat 7 tipuri de ramificare, cel mai prevalent fiind tipul 3, cel mai variabil tipul 2. Varianta clasică a predominat la tipul 6. În dependență de gen, lateralitate și tip cefalometric, variabilitatea individuală a fost mai înaltă respectiv la bărbați, pe hemifițele din dreapta, la tipul mesocefal. Ramificarea tipică a fost asociată statistic cu un număr mai mic de ramuri zigomatice și cu un număr mai mare de trunchiuri. 4. Trunchiul nervului facial s-a caracterizat prin 3 variante de traiect, descendent, ascendent și orizontal, și 6 variante de ramificare în ramuri primare, bi, tri, coare, penta, hexaforcare și trunchi arcifor. Valorile morfometrice ale trunchiului nervului facial și a ramurilor primare nu sunt dependente de tipul cefalometric. Variante supranumerare ale trunchiului au fost determinate doar la bărbați și doar pe partea dreaptă a capului, cu diferență semnificativă statistic pe criteriul lateralității și în funcție de varianta de ramificare. 5. Majoritatea indicilor morfometrice ale reperilor anatomice au corelat cu forma capului, cele mai înalte valori fiind stabilite preponderent la tipul doricocefal, iar cele mai mici valori la tipul brachicefal. Reperele utilizate au demonstrat fezabilitate atât la nivel aplicativ, cât și din punct de vedere statistic, evidențiindu-se un șir de parametri importanți pentru eficientizarea managementului chirurgical. Recomandări practice. 1. Rezultatele studiului histomorfologic privind dezvoltarea nervului facial și particularitățile individuale la adult prezintă interes aplicativ nu doar pentru procesul de instruire medicală, ci și pentru implementarea în chirurgia chirurgicală specializată. Labor 2. La abordarea chirurgicală a nervului facial pe segmentul premandibular se va ține cont de variabilitatea individuală a traiectului nervului facial, de particularitățile unghiului de bifurcare, originea ramurilor primare și variabilitatea vaselor sanguine, factor determinant ai calității intervenției chirurgicale. 3. Variabilitatea excesivă a porțiunii extracraniene a nervului facial pe toate criteriile studiate, inclusiv la unul și același individ, demonstrează interactivitatea aplicării tratamentului chirurgical individualizat. 4. Utilizarea combinativă a reperilor anatomice în concordanță cu topografia formațiunilor morfologice locoregionale fortifică calitatea disecțiilor, contribuind la diminuarea riscului de leziuni iatrogene, fapt confirmat și prin semnificația statistică a reperilor cel puțin pe unul dintre criteriile analizate. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Doamna Babuș, mulțumim! Poftim întrebări! Dacă vreți să știți mai mult despre nervul facial, întrebări! Vă rog și pentru protocol. Nu vă rușinați. Bună ziua, spuneți vă rog că dumneavoastră ați prezentat unele date care referă o diferență dintre partea dreaptă și partea stângă. Cum explicați această diferență de lateralitate de vizionat? Deci, în primul rând, a predominat partea dreaptă. Eu cred că totuși are foarte mare importanță și conexiunea tracturilor corticonucleare care vin și noi mai mult fiind dreptaci. Cred că partea dreaptă mai mult lucrează. Poftim încă întrebări? Nu? Trecem la următoarea etapă. Cuvântul îi se oferă secretarului științific pentru a duce la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, în nota informativă de la ANACEC și în avizele altor centri științifice. Onorată asistență, în dosarul personal al competitoare sunt prezente avizele examinării prealabile ale tezei în cadru. Ședinții Catedrei de Anatomie și Anatomie Clinică, proces verbal numărul 10 din 07.04.2023 și a ședinții Seminarului Științific de Profil 311 punct Anatomie și Morfologie
351, punct medicină interdisciplinară, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițan, proces verbal numărul 2 din 23.05.2023. În concluzie, remarcându-se că teza elaborată este o lucrare actuală, scopul cercetării și obiectivele fiind realizate pe deplin. Lucrarea este scrisă la un nivel teoretic înalt, forma și stilul expunerii corespund normelor actuale. Unanim a fost luată decizia că teza conține noutate științifică, are valoare practică, corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, unanim apreciat ca bună punctajul 74 de puncte și recomandat pentru susținerea în cadrul Consiliului Științific Specializat. În urma examinării tezei în cadrul Comisiei de Experți a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, n-au fost înaintate obiecții și recomandări. La autoreferatul tezei de doctor în științe medicale a doamnei Babuceangela, în Consiliul Științific Specializat au parvenit 22 avize semnate de Sorin Bolintinian, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, director Departamentul 1 Anatomie Embriologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babiș, Timișoara, România. Amalia Raluca Ceaușu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babiș, Departamentul 2 Morfologie, Microscopie, Histologie, Centrul de Cercetare în Angiogeneză, Timișoara, România. Anca Sava, doctor habilitat, științe medicale, profesor universitar, disciplina de anatomie și embriologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigori T. Popa, Iași, România. Dimitri Sivrev, doctor habilitat, științe medicale, profesor universitar, șef catedra de anatomie a Universității Trachea, Stara Zagora, Bulgaria. Oleg Melnik, doctor habilitat, științe veterinare, profesor universitar, catedra de anatomie a animalelor, histologie și patomorfologie, Universitatea Națională de Științe ale Vieții și Mediului, Kiev, Ucraina. Victor Crivețchi, doctor habilitat, științe medicale, profesor universitar, șef catedra de anatomie a Universității de Stat de Medicină din Bucovina, Ucraina. Victor Pălărie, doctor în științe medicale, cercetător științific principal la Centrul Baltic de Excelență în Biomateriale, Institutul de Sinteză Organică din Letonia. Profesor invitat la Clinica de Protetică Dentară și Biomateriale, Spitalul Universitar Charlotte, Germania. Ala Heyman, lector, Catedra de Anatomie și Antropologie a Universității din Tel Aviv, Israel. Fatima Gadjieva, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, șef Catedrei de Anatomie Normală a Universității de Stat de Medicină din Grodno, Republica Belarus. Nicolae Boftiuc, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, șef Catedrei de Chirurgie Operatorie și Anatomie Topografică a Universității de Stat de Medicină din Minsk, Republica Belarus. Tatiana Studenichina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, șef catedra de histologie, citologie și embriologie a Universității de Stat de Medicină din Minsk, Republica Belarus. Vladimir Manulic, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, catedra de morfologie a omului a Universității de Stat de Medicină din Minsk, Republica Belarus. Irina Putalova, doctor habilitat, științe medicale, profesor universitar, șef catedra de anatomie normală a Universității de Stat de Medicină din Omsk, Federația Rusă. Sergei Dădichin, doctor habilitat, științe medicale, profesor universitar, șef catedra de chirurgie operatorie și anatomie topografică a Universității de Stat de Medicină numărul 1, în numele Sechenov, Moscova, Federația Rusă. Dmitri Sokolov, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, catedra de anatomie normală a omului, Universității de Stat de Medicină, în numele Burdenko, Voroneș, Federația Rusă. Sergiu Vetrician, doctor habilitat, științe medicale, profesor universitar, șef catedra de otorinolaringologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețan. Victor Vov, doctor habilitat, științe medicale, profesor universitar, catedra de fiziologie și biofizică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețan. Nicolae Chele, doctor habilitat, științe medicale, profesor universitar, șef catedră de chirurgie oromaxilofacială Arsenie Guțanu, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu. Dumitru Sârbu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, catedra de chirurgie oromaxilofacială și implantologie orală Arsenie Guțan, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețan. Eugen Melnik, doctor habilitat, științe medicale, profesor universitar, șef catedra de morfopatologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețan. Tamara Hacina, doctor habilitat, științe medicale, conferențiar universitar, catedra de anatomie și anatomie clinică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețan. Valeriu Ienciu, doctor habilitat, științe medical-veterinare, Universitatea Tehnică a Moldovei. Toate avizele sunt pozitive și confirmă importanța, actualitatea temei,
metodele de cercetare și analiză statistică, veridicitatea și valoarea rezultatelor, principial noi pentru știință și practică, perspectivele de evoluție direcției științifice noi propuse, menționând în concluzie că lucrarea corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, iar competitoarea merită pe deplin acordarea titlului științific de doctor în științe medicale. Doamna Babuci, vă rog să răspundeți. Vreau să aduc sincere mulțumiri tuturor celor care și-au dat silința să studieze autoreferatul meu ca să-mi aprecieze lucrarea și să le doresc tuturor multă sănătate și succese mari în continuare. Stimați colegi, în urmare îi oferim cuvântul conducătorului științific, domnului Cateriniuc. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, pentru doamna Angela Babuci vin cu un mesaj de mare apreciere, în care am doar cuvinte frumoase să îi le expun. O cunosc pe Angela deja de peste 30 de ani, când a absolvit universitatea, când a fost repartizată la catedră, în funcție de asistent universitar. Și eu și colegii suntem mândru că o avem pe doamna Babuci alături, un colectiv care pe parcursul activității sale a acumulat o vastă experiență profesională, se orientează perfect în toate problemele disciplinei, utilizează metode contemporane în procesul de instruire, s-a orientat în acele direcții prioritare ale catedrei ce țin de anatomie pe viu, variabilitate anatomică individuală, tipurile constituționale, etc., ceea ce a fost reflectat destul de larg și în teza pe care numai ce am audiat-o. Toate aceste cunoștințe îi permit să țină cursuri și să ducă lecții practice la un nivel înalt, în limba română, în limba rusă, în engleză, pe care o cunoaște la perfecție. Are o activitate extracurriculară bogată. S-a vorbit astăzi foarte mult, ați auzit, prodecan, membru a echipelor de elaborare a diferitor rapoarte, coordonator de proiecte, etc. Este un pedagog discutit care permanent își perfecționează capacitățile profesionale, iarăși într-un șir de țări din Europa, Danemarca, Belarus, Suedia, Marea Britanie, Germania, România, Turcia, etc. Rezultatele investigațiilor la fel au fost prezentate la numeroase foruri naționale și internaționale, iarăși cu o geografie destul de bogată, România, Bulgaria, Federația Rusă, Belarus și altele. Și acele publicații care au trezit interes și acum în tipar sunt niște articole în reviste cu factor de impact, ceea ce ridică la o valoare înaltă rezultatele obținute. Toate aceste momente au fost apreciate sunt apreciate nu doar de colegi de universitate, ci și de alte organizații din țară, cum ar fi Ministerul Sănătății, cu diplome de onoare, Guvernul Republicii Moldova, medalii la expoziții internaționale. Sunt sigur că lucrarea o să treacă cu bine la toate următoarele etape și doamna Angela nu o să se oprească aici, nicătând la toate greutățile prin care a trecut în ultimii ani. Îi dorim succes în continuare și multă, multă sănătate. Mulțumim. Referenții oficiale, următoarea etapă. Cuvântul îi se oferă referentul oficial, domnul Hruga Vecislav, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar.
președinte, onorată asistență, sunt onorat de a fi aici în calitate de referent al tezei Particularități morfoclinice regionale ale nervului facial, autor Babu Ciangela. În continuare, voi caracteriza această lucrare din punct de vedere al regulamentului în vigoare. Astfel, nervul facial este o structură frecvent analizată în practica medicală. În pofida multiplilor relatări în literatură, porțiunea extracraniană a nervului prezintă un șir de particularități morfologice și variante de ramificare, iar leziunile acestuia posedă o evoluție clinică complexă și impact dramatic asupra aspectului fizic. Cunoașterea anatomiei, cu accentuarea posibilor variații de traiect, îi va ajuta pe clinicieni să diagnosticheze corect sau să preîntâmpine leziunile acestuia. Terapia de succes a complicațiilor după aceste leziuni rămâne a fi o provocare pentru contemporaneitate. Astfel, profilaxia prin prisma studiilor morfologice reprezintă o necesitate stringentă, ceea ce denotă actualitatea studiilor în domeniu. Baza teoretică a tezei. Doamna Babuci a efectuat o analiză amplă a situației în domeniu. Sursele analizate au pus în evidență lacunele existente ce țin de dezvoltarea nervului, particularitățile lui morfologice și reperele de identificare intraoperatorie ale acestuia. Fundamentarea teoretică excelentă demonstrează că competitoarea cunoaște în profuzime problemele existente și este la curent cu cele mai noi realizări în domeniu. Ca rezultat al analizei bibliografice, a fost discutat, definită problema, rezolvarea căreia va avea un enorm impact asupra profilaxiei iatrogeniilor nervului facial, cu evitarea tratamentelor de durată, costisitoare și deseori ineficiente. Inovația și originalitatea științifică are la bază studiul complex al ontogenezei nervului facial, în cadrul căruia au fost elucidate particularitățile de dezvoltare intrauterină, precum și topografia acestuia la adulți. Competitoarea a caracterizat particularitățile de dezvoltare ale ganglionului geniculat, topografia nervului facial față de primordiul glandei parotide și formațiunile anatomice regionale. Determinarea particularităților de vârstă ale porțiunii meatale a nervului facial conferă originalitatea lucrării, la fel ca și descifrarea în premieră a celor trei direcții de traiect descendent, orizontal și ascendent, care au un impact semnificativ pentru identificarea intraoperatorie a nervului facial și diminuarea riscului de iatrogenie. Valoarea practică a cercetării. Rezultatele acestui studiu își vor găsi aplicație putentă profilactică în cazul eseurilor chirurgicale plastice și reconstructive, în oncologie, ORL, OMF, deoarece vor permite preîntâmpinarea leziunilor intraoperatorii a nervului facial, precum și aplicații diagnostice, terapeutice în cazul leziunilor neurologice periferice și emisferice, capsulare, pedunculare. Calitatea metodologică a cercetării. Scopul acestei lucrări este clar definit și ține de evaluarea morfologiei nervului facial, având ca bază mostre anatomice și histologice din diferite perioade ale vieții. Utilizarea metodelor micro, macroscopice și morfometrice, precum și determinarea caracterilor morfologice individuale ale nervului, au permis elaborarea reperelor fezabile pentru accesarea intraoperatorie a acestuia. Obiectivele derivă logic din studiul teoretic descris și cuprind un spectru larg de metode necesare pentru atingerea scopului propus. Competitoarea și-a propus să determine caracterele regionale ale dezvoltării embriofetale a nervului facial în relație cu canalul Falope și glanda parotidă la diverse vârste de dezvoltare intrauterină. Aceste date au fost conectate la rezultatele obținute prin disecție anatomică fină, prin care s-au pus în evidență particularitățile regionale ale nervului facial pe segmentele premandibular, parotidian și extraparotidian, la adulți, independența de sex, lateralitate, forma capului, tip și varianta de ramificație. Conceperea și calitatea textului. Lucrarea este structurată logic și constă din introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări. Capitolul introductiv pune în evidență importanța actualului studiu pentru medicina practică și cea fundamentală.
De asemenea, au fost prezentate problema științifică soluționată, scopul, obiectivele lucrării, metodologie de cercetare, noutatea științifică și originalitatea cercetărilor efectuate, problema științifică rezolvată, semnificația teoretică și cea practică. În primul capitol au fost detaliate cauzele deficiențelor funcționale și factorii de risc iatrogen capabili de a leza nervul facial. De asemenea, au fost descrise particularitățile morfologice ale porțiunii extracraniene a nervului, tipurile de ramificare și relațiile topografice cu formațiunile anatomice adiacente, indicând reperile cunoscute la ziua de azi, necesare în identificarea nervului facial în intervențiile chirurgicale. Capitolul 2 a fost dedicat materialului și metodologiei cercetării. Au fost caracterizate obiectul de studiu și metodele de cercetare. Toate metodele au fost descrise cu lux de amănunt, ceea ce ar putea permite reproducerea acestora. Este de menționat că lucrarea în cauză a implicat conlucrarea mai multor subdiviziuni, precum Catedra de Anatomie Normală a Universității de Stat de Medicină din Republica Belarus și Catedra de Anatomie și Anatomie Clinică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițan. În capitolul 3, competitoarea a studiat particularitățile de dezvoltare intrauterină a nervului facial, a ganglionului geniculat și canalului falopiu, prezentând conexiunile intra- și extracraniene ale acestuia cu alți nervi cranieni și relațiile topografice cu glanda parotidă. Capitolul 4 a fost dedicat studiului variabilității tipurilor de ramificare ale nervului facial. Interrelațiile topografice cu formațiunile anatomice adiacente au fost minuțios descrise, punând în evidență particularitățile morfologice, topografice și morfometrice regionale ale nervului pe segmentele premandibular, parotidian și extraparotidian în funcție de sex, tipul craniometric, lateralitate, precum și de tipul și varianta de ramificare. Capitolul 5 a pus în evidență parametrii morfometrici necesari pentru stabilirea reperilor fezabile în identificarea intraoperatorie a nervului facial. Ca rezultat, a fost demonstrată utilitatea rezultatelor acestui studiu. Reperile de proiecție rezultate, grație studiului efectuat, permit accesarea rapidă a nervului facial, inclusiv într-un câmp operator limitat și pot fi aplicate indiferent de traiectul trunchiului, poziția pacientului sau a chirurgului. Lucrarea a fost expusă combinând reușit cerințele ghidului ANACEC din 2018 și a variantei complexe stipulate de ghidul școlii doctorale în domeniul științei medicale din 2017, unde fiecare capitol include discuții și concluzii preliminare. Teza finalizează cu 5 concluzii generale. Formulările sunt concludente, cu evidențierea aportului personal, corespund în totalitate obiectivelor propuse, recomandările sunt practice, valabile pentru cercetările fundamentale și practica medicală. Rezumatul reflectă pe deplin conținutul tezei. Lucrarea a fost expusă pe 179 pagini, are o consistentă asigurare bibliografică, 318 surse, iar rezultatele eseurilor experimentale au fost redate prin 31 figuri, 7 tabele și 6 anexe. Teza, în întregime, corespunde cu tema aprobată, iar lucrările științifice publicate, 30 la număr, reflectă minuțios cum a evoluat această cercetare și muncă enormă depusă de către competitoare. În urma evaluării acestei lucrări, nu au fost depistate inadvertențe care ar putea fi expuse sub formă de obiecții și sugestii. În concluzie, teza particularități morfoclinice regionale ale nervului facial reprezintă o lucrare finalizată, rezultatele căreia sunt actuale, cu impact teoretic practic și medico-social important. Cercetarea realizată este caracterizată prin originalitate, de la alegerea subiectului și până la rezultatele obținute. Construcția textului și ilustrarea adecvată relevă profunzime și maturitate științifică. Lucrarea și modalitatea în care a fost ea expusă le-am apreciat cu calificativul excelent. Știu că după ghidul vechi nu este necesar să te expui cu aceste calificative, dar aceasta vine în contradicție cu faptul că la primele etape
trebuie să caracterizezi. Și atunci când vine timpul chiar să-l lauzi pe competitor, nu trebuie să te expui. Într-un fel, pare pentru cei din jur că ascunzi ceva. Deci, încă o dată, am apreciat această lucrare cu calificativul excelent. Consider că aceasta îndeplinește cerințele înaintate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare față de tezele de doctor în știință, iar autorul, Babu Ciangela, merită conferirea titlului științific de doctor în științe medicale la specialitatea 311-01, Anatomia Omului. Țin să felicit Alma Mater, Unitatea Primară, Catedra de Anatomie și Anatomie Clinică, precum și toată Societatea Morfologilor. Este o lucrare reușită, lucrare frumoasă, care chiar merită să fie lăudată. Personal pentru doamna Babuci. Tragedia omului constă în faptul că îmbătrânim prea repede și devenim înțelepți prea târziu. A fost greu, știu, până ați ajuns aici, poate chiar ați plâns. Dar acum este chiar timpul să vă bucurați că ați câștigat. Și în continuare, grație acestei lucrări, sunt convins că veți câștiga. Să vă mulțumim. Domnule Funga, mulțumim, ne bucurăm. Următorul referent este doamna Trușă Natalia din Republica Belarus. Natalia Alexeevna, я надеюсь, вы нас слышите. Мы вам предоставляем слово. Спасибо большое. Добрый день, еще раз, уважаемые коллеги. Еще раз привет вам от наших белорусских анатомов. И разрешите представить отзыв на диссертацию Бабуч Анжелы на тему «Региональные морфоклинические особенности лицевого нерва». На соискание ученой степени кандидата медицинских наук. И хочу сказать следующее. Установление особенностей топографии, анатомии и морфометрических характеристик лицевого нерва и его ветвей в настоящее время имеет большое значение, так как поражение лицевого нерва встречается достаточно часто. Среди всех черепных нервов патология лицевого нерва занимает второе место, уступая заболеваниям тройничного нерва. Несмотря на большое количество литературных данных о морфологии лицевого нерва, в настоящее время имеются пробелы и неточности, которые требуют углубленного изучения по этой тематике. Полученные автором результаты исследования имеют значение для проведения щадящих оперативных вмешательств при патологии и травмах головы и шеи с вовлечением лицевого нерва. Практическое применение полученных данных о морфологических особенностях лицевого нерва направлены на профилактику осложнений при оперативных вмешательствах в области головы и шеи и повышение качества жизни пациентов с патологией лицевого нерва. Анжела Павловна провела комплексное исследование, изучив развитие и строение нерва во внутриутробном периоде. Изучила индивидуальные топографо-морфометрические особенности лицевого нерва у взрослого человека. И в ходе исследования установила особенности его развития, а также не только нерва, но и коленчатого узла, относящегося, в общем-то, к нему канала лицевого нерва. Также изучила внутримозговые связи лицевого нерва с ближайшими черепно-мозговыми нервами и их узлами, топографические особенности по отношению к зачатку околоушной железы и другим анатомическим образованиям. Следует отметить, что впервые были освещены автором некоторые диссертантам особенности строения миотального отдела лицевого нерва у эмбриона, плода, новорожденного и взрослого человека, который характеризуется изменением угла входа данного нерва во внутренний слуховой проход. Впервые выявлены и описаны топографические варианты положения ствола лицевого нерва на преднижнечелюстном сегменте, траектория которого имеет важное значение в хирургической практике.
Диссертантом определены новые атипичные типы ветвления лицевого нерва. Получены новые данные о морфометрических показателях лицевого нерва, а также ориентиры для хирургического доступа к нему в зависимости от формы черепа и пола человека, а также стороны исследования. Установлены анатомические опорные точки для операционного доступа к нерву, а также предложены новые топографические ориентиры, имеющие существенное клиническое значение для челюстно-лицевой, отоларингологической, онкологической, пластической и реконструктивной хирургии головы и шеи. На основании собственных результатов была разработана автором классификация отделов лицевого нерва. Цели и задачи проведенного исследования логичны, четко сформулированы, включают широкий спектр методов, необходимых для достижения цели. Работа большая проведена, 179 страниц печатного текста, много изучено литературных источников, 318. Диссертация структурирована в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Содержит такие главы, как введение, 5 глав собственных исследований, это много, выводы, практические рекомендации, библиографию достаточно, 318 источников и приложения. В введении раскрывается вся актуальность и научно-практическая значимость исследуемой работы. Первая глава посвящена обзору литературы, в которой отражены данные изучаемой проблемы, проведен анализ библиографических источников. В обзоре данных освещены развитие, этапы формирования лицевого нерва, коленчатого узла, околоушной железы. Показаны эти патогенетические факторы, способствующие появлению функциональной недостаточности лицевого нерва, а также причины ятрогенных повреждений, возникающих при удалении околоушных желез и других хирургических вмешательств. Во второй главе представлен материал и методы исследования, которым пользовался диссертант. Поэтапная реализация задач стала возможной благодаря общей систематизации данных. То есть сначала был изучен эмбриологический материал, на плодах изучалось также построение лицевого нерва. Также было изучено на взрослом человеке. В третьей главе выделены особенности пренатального развития лицевого нерва, коленчатого узла, фаллопиевого канала и околоушной железы. Представлены различные внутримозговые, экстракраниальные связи лицевого нерва с другими черепными нервами и узлами. В четвертой главе представлены результаты морфологического раздела исследования и предлагается решение по практическому использованию полученных результатов. Эта глава одна из самых больших глав, с большим содержанием, в общем-то, материалов, в котором раскрываются представлены варианты ветвления лицевого нерва, топографические взаимосвязи с соседними анатомическими структурами, особенности образования связи между ветвями околоушного сплетения и связи лицевого нерва с другими черепно-мозговыми нервами. Проведенное комплексное морфологическое, морфометрическое и топографическое исследование экстракраниальной части лицевого нерва у взрослых с оценкой специфических особенностей хода нерва, индивидуальных особенностей его ствола после выхода из канала, с определением регионарных морфологических, топографических и морфометрических особенностей самого нерва на различных сегментах, в зависимости от пола человека, от формы черепа, стороны исследования. В пятой главе обоснована целесообразность и прикладная значимость морфометрических параметров, анатомических ориентиров, использованных для идентификации лицевого нерва при хирургических вмешательствах. Представлена статистическая оценка достоверности и оптимальности изученных ориентиров. Результаты опубликованы в 30 научных работах, в том числе одна статья с инфакт-фактором. Результаты исследований сертифицированы с двумя сертификатами авторского права, золотой медалью, выданной на выставке Excellent Idea 2023, а также тремя сертификатами об инновации и 8 актами внедрения результатов исследований.
Диссертация написана на научном языке, оформлена надлежащим образом, и принципиальных замечаний к работе нет. Все замечания были в процессе изучения диссертации обсуждены с Анжелой Павловной. Таким образом, кандидатская диссертация Анжелы Бабуч «Региональные морфоклинические особенности лицевого нерва на соискание ученой степени кандидата медицинских наук» полностью соответствует требованиям к диссертационным работам, является оригинальной, законченной, научно-квалифицированной работой, выполненной на отлично. А сам диссертант Бабуч Анжела достойна присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 311.01 «Анатомия человека». Спасибо за внимание. Дамна Трушин, мы вас благодарим. Было очень приятно. Спасибо. Порог Дамна Бабуч распудит с нами. În primul rând, vreau să mulțumesc domnului Fulga pentru analiza minuțioasă a tezei. Știu că este cam complicat să citești fiecare virgulă, fiecare punct, să vezi unde este ceva într-adevăr foarte important, să analizezi o lucrare științifică. Și vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru faptul că a acordat un timp care putea să-l petreacă în familie, acordat lucrării mele. Также я хочу поблагодарить Наталью Алексеевну Трушель за предоставленную возможность работать в лаборатории, за то, что вы мне предоставили целую лабораторию, никто мне не мешал, никто меня не звал никуда, все только приходили, можно, если нет, все, выходили. Я очень, очень благодарна также нашей коллеге из Беларуси, госпоже Шостакович, за оказанную помощь. И я себя там чувствовала как дома. Спасибо вам огромное. Спасибо. Также огромное спасибо за то, что вы очень внимательно изучили мою работу. И зная, как вы заняты, дважды, вдвойне я вам говорю спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. Удачи. Stimați colegi, urmează discuția asupra valorii științifice. Rog doritori din sală. Mai bine nu spunem că valorii științifice și să mai sculapă altcineva. Vă rog, suntem medici. Spuneți-vă câteva cuvinte și părere aveți dumneavoastră. Dacă nu, trecem la membrii Consiliului Științific Specializat. Primul la noi este domnul profesor Ștefăneț. Vă rog, Mihail Roci, șerea ta e. Domnul Ștefăneț. Stimate domnul președinte, onorată asistență, astăzi la ședința Consiliului Științific, încă o dată, de asta trei oară, o discutăm și apreciem tema de doctor în medicină a doamnei Angelica Babuci, particularitățile morfoclinice regionale ale nervului facial. Eu, de început, vreau să o felicit pentru marea îndrăzneală și mare bărbăție că s-a încadrat în realizarea acestei teze destul de nevoioase. Ea ține de față, adică ea ține de pașaportul social și îndeosebi de pașaportul medical al fiecare de noi. Dar în realizarea cercetărilor morfologice este cea mai nevoioasă regiune. Nu este altă regiune mai complicată decât fața ceea ce ne-am încredințat fiecare de noi. Aici sunt localizate toate porțile vitale ale organismului, aici sunt localizate toate porțile externe de influență asupra sistemului nervos central și celui vegetativ. Aici, într-adevăr, pe față se exteriorizează activitatea encefalului și activitatea visceral. Ce interesant cu această temă, nu poate nu chiar așa temă, dar această regiune,
s-au preocupat și marele Goethe, el chiar are descoperit un os care în unele țări și asta numește osul Goethe. Deci interesant că el, admirând frumusețea și creativitatea acestui organism, corpului uman, el a spus că noi putem să-l admirăm, să ne uităm, dar putem să vedem numai ceea ce cunoaștem. Și, într-adevăr, așa și este și așa le spunem studenților noștri. O să vedem numai ceea ce cunoaștem. Dar, ce interesant, noi de acum am mai modificat cuvintele lui Goethe și spunem că anatomistul, morfologul, este sinonim, este datoria lui, pentru a vedea aceea ce nu a văzut alții, pentru aceea ca cu bisturiu, pensa, lupa și microscopul să descopere, să evidențieze, să descrie și să demonstreze ceea ce alții n-au văzut. Și aceasta sunteți martorii dumneavoastră, ce ați văzut în prezentarea acestei lucrări. A prezentat aici și ontogeneza nervului facial, ontogeneza împreună cu canalul acestui nerv, a ganglionului genicular. Mai departe sunt prezentate particularitățile topografice, conexiunile în raport de gen, tipul feții, tip costional, lateralitate și așa mai departe. Sunt prezentate conexiunile nervului și ramificările în canal și în afara canalului, adică intracranian și extracranian. Investigații care și rezultate care cred că ne-au bucurat și ne-au îmbogățit pe fiecare de noi care suntem la această ședință. Prin asta am vrut să spun, cu această lucrare, pentru mine, nu pentru autor, mi-a apărut o întrebare. Până acum, cât m-am întâlnit cu nerv facial, nu mi-a apărut. Dar acum mi-a apărut o întrebare. De ce oare nervul facial din toate cele 12 perechi, numai el posedă așa un canal lung, aranjat în porțiunea pietroasă a celui mai dur os și tocmai la baza craniului? Dar mai mult așa canale dure nu sunt. Chiar nici arteriile și vascularizează encefalul n-au așa canale. Putem spune că așa un canal mare are numai coloană vertebrală. Unii se află, mă după spinare. Nu, că aici nervul facial. Eu sunt măstărui să... Asta e pentru mine întrebare. Da. De ce oare? Da. Interesant că... Acum trebuie să vă zic, putem și vorbim și acum. Da, chestiunea traseie că acesta este nerv cheie, într-adevăr, și el are un nucleu comun cu nervul vag și printre acest nucleu și cu nervul vag efectuează conexiunea dintre encefalul cranial și encefalul abdominal, care sunt foarte importante și numai astfel poate funcționa normal. A doua întrebare care mi-a apărut tot zăigătorul fașească, de ce oare pe față se exteriorizează emoțiile noastre, și cele tragice, și cele de bucurie, toate durerile, chiar și când avem încălțăminte și ne strânge la picior, tot se reflectă pe față. Aici iar o întrebare, chestiunea constantă așa că nervul facial situat în centrul trunchiului cerebral, în centrul formațiunii reticulare și ce e determinat că nucleii nervului facial se conțin neuroni ai formațiunii reticulare, ce nu sunt descrite la alți nervi. Și iată numai cum știm noi această formațiune reticulare care prezintă sistemul nervos, tocmai acele enteratelor, da, ne contribuie prin alexele și conexiunilor să se reflecte toate aceste formațiuni în regiunea feței. Eu vreau să, în concluzie, spun că este prezentată o lucrare finisată, dar finisată asta nici de cum nu înseamnă că gata, s-a terminat. Asta înseamnă începutul noilor lucrări. Este o lucrare care actuală, după actualitate, după nivelul metodic, după calitatea cercetărilor, tot ce a prezentat dumneavoastră e foarte bogat
ilustrate, adică toate obiectivele, toate tabelele aceste, diagramele, ele sunt obiective, corespund rezultatelor care le-a obținut și lucrarea corespunde cerințelor regulamentului Consiliului Național de Atestare și Acreditare. Doamna Bahuș Angelica pe deplin merită titlul de doctor în medicină și aș vrea să o felicit și spun pentru că nici prin această lucrare dumneavoastră încă o dată ne-a demonstrat că marea dorință și marea credință duce la rezultate și realizări frumoase. Pe felicitări! Mulțumim! Cuvântul îi oferim domnului profesor Nacu. Stimate domnul președinte, stimată doamnă pretendent, stimați colegi, vreau să ne felicit pe toți comunitatea universitară și catedra și cei care suntem aici cu o lucrare foarte frumoasă, efectuată evident că de doamna Babici. Și vreau să zic că o lucrare care, care a fost muncită foarte mult și foarte bine prezentată în teza, care a fost lucrată și ea și care constituie o muncă enormă în sens nu numai ce este ilustrat în ea, dar și ceea ce stă în umbra la cele imagini care sunt în lucrare. Evident că lucrarea sau materialele utilizate sunt suficiente pentru concluziile care au fost făcute și pe deplin arată că lucrarea corespunde tuturor cerințelor ANACEC și merită pe deplin, doamna, merită pe deplin acordarea titlului de doctor în științe medicale. Ceea ce încă nu felicit, dar mai târziu felicit. Succese mai departe și numai bine. Domnule Nacu, vă mulțumim. Urmează domn profesor Suman, Sergei. Vă rog, sunteți în online? Auziți? Așteptăm, poate... importantă ca și etapă în confirmarea și afirmarea celor muncite în cadrul școlii de anatomie din cadrul Universității de Stat Medicină și Farmacie Nicolae Stimețanu. Eu îmi cer scuze pentru imposibilitatea de a fi prezent, dar vreau să confirm acel fapt că am avut ocazia la etapele anterioare, sper că știu că a fost, sunt convins că a fost util în cele instituții de redacție, plus cu ajutor ca și aducere la final a acestei frumoase lucrări. Este o lucrare extrem de îndrăzneață, prin prisma faptului că, după cum am menționat și domnul profesor Ștefăneț, acest nerv facial parcurge o cale extrem de complicată, complexă, prin cel mai sofisticat os al craniului, da, prin acest os temporal, și care parcurge inclusiv printr-o intimitate anatomică extrem de serioasă formațiunea anatomică și a mai multor regiuni, și care, până la urmă, reflectă și revede acea înfățișare, acea particularitate pe care noi o manifestăm în mediul social. Felicităm catedra, felicităm competitoarea pentru o muncă enormă, a parcurs niște etape mai speciale în ultimul timp și totuși s-a făcut această lucrare frumoasă.
paralel susținem, suntem pentru această lucrare frumoasă și vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat, încrederea la celălalt de dat care am participat în redacția acestui proiect. Mulțumesc! Domnule Soman, vă mulțumim și vă rog să fiți în legătură cu noi, că la sfârșit trebuie să votați. Vă mulțumim! Da. Cuvântul îi se oferă doamnei Foca, profesor, doctor habilitat, secretare, doctor în științe medicale. Nu suntem mai de președinte, un avut asistență. Eu, în primul rând, ar să mulțumesc doamnei Babuș-Angela că mi-a permis și mie să fiu astăzi aici și nu este greu deloc, în special tot timpul la urmă, când se strâng roadele, se adună și mai multă lume. La acea muncă grea, nu știu câți au participat, probabil de obicei asta o faci singură și știu că a fost greu, în special ca și conducător științific cu domnul profesor Cătălinu. De ce spun asta? Că mi-a fost profesor și când m-a dus prima dată la cratița cu organe și trebuia să scot de acolo surpriza, da, am scos-o, dar nu era atât de greu, cum i-a fost greu Angelei. Nu știu dacă a tras cineva atenția că erau acolo niște embrioni de câțiva milimetri la care trebuia să le caute ramuri și genunchi a ramurilor și să le măsoare unghiurile. Se face asta cu rigla milimetrică, eu știu cum se face, se face greu. Și e important să o faci pentru că ai ajutat probabil foarte mulți chirurgi care pot să meargă cu o certitudine la o intervenție chirurgicală și să fie mai liniștiți că nervul facial a pacienților nu o să-i dea de gol, precum sper că nervul meu facial tot nu mă dă de gol acum și exprimă exact ceea ce vociferez eu. Eu vă doresc succes ambelor și conducătorul dumneavoastră științific, dumneavoastră este pe podium ultimii vreo 2 ani destul de frecvent, Catedra de Anatomie iese cu multe teze susținute, cu ceea ce vă felicităm. Și sunt sigură că teza dumneavoastră este una foarte bună, excelentă, cum a spus colegul meu, Vecislav Pugă. Și vă dorim succes în continuare. Doamna Foca, vă mulțumim. Urmează domn profesor Lisnic de la Catedra de Neurologie. Stimate domnule președinte, onorată asistență, aș dori de start să felicit colectivul Catedrei doamnei Angela Pavlović pentru o realizare inedită, într-adevăr, nervul facial, deși parcă s-ar părea că este foarte bine studiat, în același timp emană foarte multe enigme, atât din punct de vedere și clinic. Apare întrebarea de ce este atât de vulnerabil, deși trece printr-un canal osos atât de dur, de ce în unele condiții este afectat, unii microbi, unii virus și atacă destul de grav, iar altele infecții sau procese practic nu afectează. Deci eu, sigur, realizând cercetări sau examinări neurofiziologice, propune medicului sau persoanelor care se interesează doar răspunsul. Cât de grav este afectat nervul și este un proces doar axonal sau demilinizat. Însă particularitățile care au fost expuse sunt pe departe de a fi prezentate în examinările noastre. Deci, într-adevăr, a fost realizat un studiu foarte complex, cu multe realizări, noutăți științifice și, cum a fost menționat, vă imaginați cât de dificil este de examinat și embrionii, de depistat aceste particularități morfologice și sigur că informația obținută va fi de un mare folos, mai ales pentru chirurgi, pentru din diferite domenii, inclusiv pentru medici esteticieni. Deci neuropatia facială, dacă nu se rezolvă timp de un an, unica posibilitate ulterioară este doar abordarea chirurgicală care cât de cât compensează efectul acesta cosmetic vizibil. Deci, nu am obiecții la realizarea acestei disertații. Consider că teza corespunde totalmente cerințelor ANCEC, iar doamna Pavlović merită pe deplin gradul științific de doctor în științe medicale. Vă mulțumesc! Domnule Lisnic, vă mulțumesc! Doamna Zorina, rog, dumneavoastră, părerea. Dragi colegi, onorată asistență,
Într-adevăr, astăzi, datorită rezultatelor obținute de doamna Angela Babuci, domeniul nostru anatomia a fost suplinit cu noi date ce țin de particularitățile morfologice regionale și individuale ale nervului facial. Lucrarea realizată de doamna Angela Babuci este de un nivel științific înalt și sunt sigură că cele recomandări propuse de dumneaei vor sta la baza ghidării practice a noilor tehnici operatorii la nivelul intervențiilor, la nivelul capului și gâtului. Mă bucur nespus de mult pentru finalul frumos obținut de doamna Angela Babuci în această cercetare. Știu cât de mult a muncit, cât timp i-a luat, dar știind-o ca o persoană destul de perseverentă, destul de pedantă, altfel nici nu putea. Îmi rămâne să spun că ea, într-adevăr, pe deplin merit conferirea gradului științific de doctor în științe medicale. Cu această ocazie îi adresez sincer felicitări. Îi doresc, în primul rând, multă, multă sănătate, mult succes, realizări frumoase în continuare. Bravo! Mulțumim! Stimați colegi, pentru o recapitulare, conducătorul științific și competitoarea, știți cum drăznit, îți prepare nervul facial. Eu nu cred că chiar sunt la catedră de anatomie, tot s-a preparat nervul facial. Fața s-o prepare, e foarte... nu e simplu. Te uiți în fața preparatului anatomic, dar e față de om. Asta e prima. Și a doilea, nervul facial, tare multe variante are. În chirurgie, când se întâmplă, sunt pacienți cu plăci mari, când fața trebuie reconstruită, chirurgul trage atenție și el a reconstruit, acum ar lucrează mușchii mimici, chiar dacă nu este afectat nervul facial. Și a doilea, eu sigur martor am fost în clinica Orele, când se făcea antromastoidotomie. Și chirurgul cu dalta și ciocan în mână scodea cerea tare. Cuvântul noi, dar să fie clar pentru cei care nu sunt medicină. Dar înlătura granulațiile, furoi. Și tot întreba pacientul, zâmbiți vă rog. Sub anestezie locală era operație. Dar eu, când am văzut că el se apropie tot mai aproape, mai aproape în profunzime, că acolo sunt un centimetru jumate, doi, până la canalul facial, el întreb, dar următoarea întrebare, pacientul n-a putut să zâmbească. Și atunci, dumneavoastră, luați în considerație variantele, cum vă orientați? M-am bucurat că el nu i-a răspuns. Eu sunt că se termin celulele pline cu puroi. Și când am să întâlnesc țasut compact, atunci înseamnă că eu sunt aproape de canal și următoarea lovitură de ciocan nu o fac. M-am bucurat că avem colegi din competență. Acum, domnul Ștefănețu, uite ca întrebarea, cum nervul facial dispoziția noastră, emoțiile noastre le arată? Pentru altele pot să vă spun, nici oile, nici boi, așa spun moldovenii, nu exprimă pe față multe, poate din animale, câinii mai arată și mai, dar celelalte animale nu țin mic. Așa că îndrăzneala conducătorului și doamnei Babuci merită să merită. Eu mă merg că așa lucrarea a fost făcută minuțios și noi avem răspuns la multe, multe întrebări care au valoare în chirurgie și în diagnostic. În genere, lucrarea trebuie făcută și scoasă la susținere de mult. Și eu văd că dubii n-ar să fie pentru membrii Consiliului Științific. Lucrarea e făcută bine și competitorul merită titlul științific de doctor în științe medicale. Urmează, domnilor, să-i oferim cuvântul secretarului științific pentru a da citire proiectul de hotărâre. Onorată asistență, proiectul de hotărâre al Consiliului Științific Specializat de 311.01.2355 din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețan, din data de 14 decembrie 2023, cu privire la conferirea titlului științific de doctor în științe medicale, specialitatea 311.01, anatomia omului, doamnei Babuci Angela, în urma susținerii publice a tezei de doctor în științe medicale, particularități morfoclinice regionale ale nervului facial. Onorată asistență, dacă îmi permiteți, eu dau citire doar numai concluzii. Deci, prima concluzie.
Teza doamnei Babu-Ciangela cu tema Particularități morfoclinice regionale ale nervului facial este un studiu histomorfologic complex, realizat metodologic corect, cu importanță teoretică și practică. Lucrarea este actuală și reflectă un concept de cercetare bine structurat, axat pe determinarea particularităților morfologice individuale ale nervului facial, cu identificarea reperilor anatomice fezabile la accesarea chirurgicală a nervului, în vederea diminuării iatrogeniilor și eficientizării managementului chirurgical. Valoarea științifică a rezultatelor obținute este semnificativă la nivel teoretic, suplinind cunoștințele din domeniu cu privire la dezvoltarea intrauterină a nervului facial și a caracterilor topografice și morfometrice ale acestuia la adult. Iar particularitățile morfologice stabilite în studiu realizat, precum și aspectul aplicativ al reperilor anatomice, sunt importante pentru chirurgia capului și gâtului. În rezultatul cercetării, în premier, au fost descrise variantele de traiect ale trunchiului nervos, relațiile topografice ale segmentului medial al nervului facial cu axul longitudinal al piramidei osului temporal și analizați parametrii morfometrici ai nervului facial și cei ai reperilor anatomice independenți de tip cefalometric, tip și varianta de ramificare, identificându-se noi repere pentru accesarea intraoperatorii a nervului facial, cunoașterea cărora este esențială pentru performanța manoperilor chirurgicale. Problema științifică soluționată de către competitoare ține de complinirea cunoștințelor teoretico-practice din domeniile anatomiei clinice, chirurgiei oromaxilofaciale, otorinolaringologice, oncologice, plastice și reconstructive a capului și gâtului, indispensabile pentru calitatea intervențiilor chirurgicale. Impactul aplicativ al datelor cu privire la variabilitatea și particularitățile morfologice ale nervului facial sunt orientate spre optimizarea tratamentului chirurgical, diminuarea riscului de iatrogenii și sporirea calității vieții pacienților. Concluziile tezei sunt bazate pe elementele de originalitate, relevante obiectivelor cercetării, cu evidențierea aplicabilității în tratamentul individualizat. Lucrarea a soluționat în deplină măsură obiectivele trasate la începutul studiului. Aceste aspecte demonstrează inovația și originalitatea cercetării. Concluzia 2. Postulatele esențiale ale tezei sunt suficient expuse în rezumat și lucrările publicate. Concluzia 3. Teza doamnei Babu-Ciangela cu tema Particularități morfoclinice regionale ale nervului facial, conform conținutului, actualității problemei, nivelul științific și metodologic, volumului materialului, inovațiile științifice și recomandărilor practice, corespunde completamente cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, înaintate către tezele de doctorat în conformitate cu prevederile Regulamentului de Funcționare a Consiliilor Științifice Specializate și de conferire a titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova. Doamna Zorină, mulțumim! Rog membrii Consiliului să retragă rogul de alăpare pentru votare. Stimați colegi, membrii Consiliului, eu cred că noi putem să spunem că domnul Sulman tot a fost pro, de atâta că el s-a expus pozitiv și nu a avut nicio obiecție. S-a conectat oficial, a semnat buletinul de vot. Încă nu ne reține. Procesul verbal, în vedere că conferirii titlului științific de doctor în științe medicale, doamnei Babu-Ciangela, în baza susținerei publice, a tezei de doctor în științe medicale cu titlul Particularități morfoclinice regionale ale nervului facial, au fost prezenți la vot 7 membri ai Consiliului Științific Specializat. Numărul buletinelor de vot distribuite 7, numărul buletinelor de vot recepționate 7, numărul buletinelor de vot declarate nevalabile 0. S-a votat pro 7 membri ai Consiliului, contra 0. Felicitări de voastre, doamne Babu-Ciangela. Îi oferim candidatului la titlul științific, doamnei Babuci. Cererea tare. Membrii Consiliului trebuie să voteze deschis procesul verbal. Cine pentru? Nu văd contra. Mulțumesc.
Acum, doamne Bagiș, vă oferim dumneavoastră. Stimați și scumpii mei colegi, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul de la domnul rector Emil Cevan, care mi-a permis să merg la Minsk, până la staful auxiliar, care a fost alături de mine în zilele de grea cumpănă. Mulțumiri deosebite șefului de catedră, domnului Cătălinu Chilea, domnului Gabrieluc Mihail, consultant științific. De asemenea, vreau să aduc mulțumiri colegii mele de birou de 30 de ani, doamnei Zorina Zinovia, care este într-adevăr un om deosebit, care este și mi-a fost permanent alături și la bine și la greu. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și tuturor celor care astăzi mi-au arătat că le pasă de ceea ce am făcut eu. Vă mulțumesc din suflet pentru faptul că poate ați avut alte lucruri de făcut în timpul ăsta, dar totuși ați venit aici să mă susțineți. Și nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc membrilor familiei mele, soțului Marian, pentru susținere, pentru faptul că el a insistat să merg acolo unde am fost, să vin înapoi fiului și fiicei mele. Vreau să vă mulțumesc tuturor încă o dată, să vă doresc sănătate și credeți-mă că faptul că am avut niște încercări grele în viață mi-au demonstrat încă o dată că totul se face cu oamenii, doar cu susținerea cuiva, doar cu cuvinte bune, poți să treci absolut totul. Te face puternic și sunt mândră și bucuroasă că, într-adevăr, astăzi am reușit totuși să prezint munca. Da, a fost un drum foarte greu, foarte nevoios. Mi-a luat mult timp, dar cred că cei care fac teze în domeniul morfologiei înțeleg că nu este ușor să faci o lucrare morfologică. Mă bucur foarte mult pentru toți că ați fost astăzi alături de mine. Vă doresc încă o dată sănătate, fericire și realizări frumoase alături de cei dragi. Mulțumesc mult! Stimați colegi, eu văd că am dreptul să declar ședința Consiliului Științific Specializat închisă.